Salutare tuturor și bine v-am regăsit la cel mai ciudat unboxing pe care l-am făcut până acum. Am mai făcut unboxing-uri surpriză când mi-am cumpărat chestii și a barne aveam ce am comandat de pe Amazon. Cei care mă urmăresc de suficient de mult timp știu asta. Astăzi însă trebuie să deschid un pachet pe care l-am primit la inițiativa prea frumoase și cinstitei mele soții împreună cu prietenele ei de pe la Vichy. Și sunt provocat să fac un unboxing la o treabă de beauty. Am auzit-o câte ceva, dar am zis să vă cu ochii mei. Am fost avertizat să mă abțin de la glume, ci că e o treabă serioasă, ci că e despre căderea părului. Nu înțeleg la ce se referă. Serios, acum. Nu știu care este problema. Avem vreo problemă aici? Avem vreo problemă aici? Încă. Nu, Cobi. Abia mi a lăsat părul lung. ce asta, mă? Aaa, dercos, e chestia ce folosește și Radu, nu? Ce, Radu, scade părul? Sau, a, că să nu scade părul. Bun. Cosopad. Cosopad? Cred că a la mine versiunea în limba rusă. A, uite mă că scrie pe partea asta limba română. Ok. 94% efic eficacitate împotriva căderii părului. Deci, încă o dată, ce treabă am eu cu căderea părului? Fie. Ok. Unboxing. Am înțeles. Un unboxing. Deci trebuie să fac un unboxing la treaba asta și să înțeleg. Deci ce avem noi aici? Avem un tratament cu acțiune multiplă împotriva căderii părului. Aminexil Clinical. Formulă îmbunătățită. 21 de fiole! Specificații ceva? satisfying. Optimizați eficacitatea tratamentului dumneavoastră. Nu, 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 nu vreau să văd... Eu, eu vreau să fac cu eu. Nu vreau să mă învețe nimeni. Eu n-am nevoie de instrucțiuni, eu sunt român. Așadar, ce avem noi aici? O cutie îmbrăcată în țiplă, multi target, men recurrent established hair loss, Stress, fatig. Ah, de deci ce cu stres? Da, sunt un pic stresat. Fatig. Sunt un pic obosit, dar nu cad de părul. Are un cod unic, aminexil 1,5%. Mă ce exilul ăsta? Cafeină, octeină, arginină, SP94 și apă termală de la Vichy. SP94? Asta nu e un procesor. 3, 2, 1. Dozele! Băi, nene! Asta e treabă serioasă. 21. De ce sunt 21? die Schutzkappe nicht entfernen oder durchstechen, den Applikator senkrecht auf die Dosierenheit setzen und festdrehen. Die Metallkappe an der Spitze des Applikators nicht entfernen. Acum știu tot. Așadar, dacă așa a zis neamțul, pe un produs francez este de un român, te se iau chestia asta, are o găurică aici, te se iau asta și aici este poțiunea magică, tratamentul fără clătire, Livin. A, ah, deci după ce te speli, te dai pe aici. Pe pe, 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 la rădăcină. Să crească mai mare părul. Prima chestie. Pictograme, frate. Se ia capacul ăsta și se pune peste fiolă. A, ah, și străpunge pe acolo. Țac. Uh -huh. Și acum să picure, nu? Ia zi dacă tot pe masă să facem masa mai mare. să strâng mai tare. Aha, se facă poc. se apăs, am înțeles. Apăs, apasă-l, apasă-l, apasă-l. Oh, elixirul tinereții. Acum o să-mi crească păr în palmă? <laughs> Minunate destul de fresh, așa. Nu, no, mă, să dar ce fac cu chestia asta? Apuie sur la membrane pour délivrer le produit. En cas de écoulement trop lent, agitez la flaconet. Agitez la flaconet. Și apoi, apply the product section by section massaging the scalp with the applicator using a zigzag motion until you have treated all the scalp. Do not rinse. Uh, nu pui în palmă ca mine, pui pe la rădăcina părului și masezi așa câte un pic, câte un pic și îl lași acolo. Nu clătești. Și gata. A, ah, și la sfârșit, după ce termin doza asta, că se pune o singură dată o singură doză, scoți capacul ăsta și îl clătești ca să nu se blocheze diuza. Acum știu ce trebuie să fac. Bine, 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 hai să devenim un pic serioși acum. Nu vreau să râd de prietenii mei care le pică părul, le cade părul. Am inclusiv prieteni care s a dus și au implantat păr. I-am văzut când le băgau firele de păr în cap, le luau de pe ceafă și le puneau aici sus. Se întâmplă. Bărbaților le cade părul. Și acum sunt o felul de poante prin popor, ceva de genul că părul prost pleacă de pe capul deștept sau mai nou că Jason Statham ar fi noul etalon de masculinitate. Fetele știu că nu e așa și tu știi că nu e așa. Trebuie să ai păr pe cap, frate. Și dacă ai, bucură de el. Dacă a început să pice, trebuie să ai grijă. În primul rând, ar ajuta să nu mai fie așa stresat. Asta nu se rezolvă așa ușor. Pasul 2, nu purta șapcă. Uite, eu nu mai port șapcă. Și am descoperit o chestie interesantă. De când mi-a lăsat părul un pic mai mare, nu doar că nu mai pot să port șapcă pentru că ar fi tot timpul zbărlit, dar părul meu, tot scalpul este mai relaxat pentru că nu mai bate soarele printre fire direct pe scalp, nu mai ajunge praful imediat acolo. Am început să vorbesc ca o femeie. Ați prins ideea. Ideea e că nouă bărbaților ne este mai bine cu mai mult păr pe cap. E bine și pentru ele, e bine și pentru tine. Și arăți mai bine. Nu e așa că arăt mai bine decât înainte? Nu trebuie să-mi ziceți da, pentru că știu foarte bine. M-am dus o dată la Brăila și fata aia a greșit și am arătat ca un pușcăriaș două săptămâni. Sunt condamnat să fiu nevoit să-mi las părul mai lung, că altfel am un rotund ca o bilă. Dar dacă am păr, trebuie să-l întrețin. Nu mă zgârcesc la șampon. Șamponul nu poate să fie ieftin nici la propriu, nici la figurat, dacă ții la podoaba de pe cap. Și cam atât despre acest Dercos de la Vichy, râdem glumim, este un produs care spune ei că este cercetat, are tot felul de cercetări științifice în spate și vreo trei patente. Nu sunt eu omul care să le conteste eficacitatea, dacă îi spun că 94% funcționează, aș vrea să aflu mai multe de la voi. În plus, are și un cod unic, îl vezi aici, pe care dacă îl baci pe vișicom dercos, vei primi mai multe sfaturi de lei despre ce produse să folosești ca să nu-ți mai cadă părul. O treabă mai degrabă la dispoziția doamnelor și domnișoarelor să aibă atât de multă răbdare să se îngrijească. Însă știu că atunci când îi cade părul unui bărbat, începe să acorde mult mai multă atenție când s-ar putea să fie prea târziu. Mai bine o iei de vreme și te ocup de chestia asta. Știu foarte bine lucrul ăsta, mai ales după succesul căștii alea cu lumină roșie pe care am filmat-o pe la târgu, toată lumea se nebunit de ea. Toată lumea vrea să știe de unde o procurăm ca să ne salvăm podoba capilară. Din păcate, nu sunt prea multe studii științifice cu aia. La capitolul aplicare, din ce ne spun cei de la vișit. dacă a început să scadă deja părul, aplică una pe zi. Dacă e doar așa mai la pe la început, una la două zile, cam așa vreo trei pe săptămână. Și asta ar însemna că 21 o să ajungă șapte săptămâni, sau trei săptămâni dacă te grăbești și scade părul. Și îi spun că după primele trei săptămâni se văd primele, efecte. Trebuie să-ți mai spun însă un alt lucru. Dacă vezi că-ți cad câteva fire de păr atunci când îți faci duș, să știi că este normal. Câteva fire, zeci de fire pe zi, nu sunt multe. Avem niște zeci de mii în cap. Când încep să cadă prea multe și vezi goluri, atunci devine cu adevărat urgent și important. Și te încurajăm, evident, să vezi și un dermatolog, un specialist în calviție, dar și un astfel de tratament pe care îl poți comanda online sau îl poți cumpăra din farmacie. cam atât despre acest uh, tratament uh, Vichy Dercos Aminexil Clinical 5 tratament anti-căderea părului. Încă o dată, aștept impresiile voastre mai jos la comentarii. Nu uitați să-mi dați un like, un share și un subscribe. Vreau să aud de la bărbați cu puțină podoabă capilară să ne spună dacă au folosit ceva și dacă au încercat un astfel de tratament, să aflu dacă a funcționat. Nu de alta, da? N-aș vrea să am nevoie, dar cine știe? Oricum, în familia mea, oamenii au păr, să știți.